Salut toată lumea și bine ați venit în Grota Balenelor! Astăzi este o zi roșie în piață, o corecție puternică la început de luna decembrie și în episodul de azi o să ne uităm peste grafice puțin, vom discuta despre cum s-a comportat piața în bull run-ul precedent și o să vorbim și despre sentimentul pieței de cripto. Să-i dăm drumul! Fac o mică paranteză, aș fi vrut să fac un update și la Maiar azi și la cum să ne mai administrăm pe acolo strategiile, dar din păcate exchange-ul lor încă nu este funcțional. Benjamin Minco a anunțat acum 5 ore și ieri seară că sunt niște probleme cu Maiar Exchange pe care le-au descoperit în timpul upgrade-ului și că le-au și rezolvat la 5 dimineața, dar încă mai așteaptă până când se vor trezi și vor dormi puțin ca să facă ultimele review-uri de cod și să-i dea drumul. Atunci când o să fac asta, revin și cu un video despre cum ne mai jucăm cu fondurile aici. Până atunci să discutăm și despre piață, suntem în ape tulburi astăzi, prețul a scăzut în toată piața cripto și nu numai, și piața de acțiuni a scăzut puternic ieri. Ne aflăm într-o bulă financiară, ca să zic așa, în care au fost tipăriți foarte, foarte mulți bani, totul a crescut ca o rachetă, fiecare grafic, bineînțeles, are o cadență diferită. Metalele prețioase cresc și aduc profituri în perioade foarte, foarte mari de timp. Vedem că distanța dintre un bull run și altul este de, nu știu, din 80 până în 2011, deci 30 de ani. Pentru acțiuni, timpul acesta este undeva mediu. Vedem că distanța între două bull run-uri sunt din 2007 până cel în care ne aflăm în continuare aproximativ 15-14 ani. Pe când în cripto, o piață relativ tânără, vedem că distanța între două bull run-uri este din 2018 până în 2021, aproximativ 3 ani și ceva dintre două picuri de piață. Asta ne arată că piața de cripto este mult, mult mai volatilă și recomandarea mea este să vă diversificați portofoliul pe toate piețele. Eu sunt investit în toate piețele pe care le-am menționat, am și acțiuni în diverse companii, am și aur sub formă de monede istorice pe care le cumpăr la prețul de topire a aurului când am ocazia. Fac asta deoarece sper că atunci când vor fi căderi masive într-una sau în unele dintre piețe, altele vor izbăvi și se vor ridica neașteptat, așa cum se întâmplă de obicei. În piața cripto ne-am învățat, cum spuneam, cu această volatilitate extremă, piața e aproape imposibil de prezis, corect, de fapt nu aproape, imposibil de prezis corect și trebuie văzută ca un cumul de factori ce trebuie analizați împreună pentru o imagine de ansamblu cât mai aproape de cea reală. Nu poți să ai această perspectivă doar uitându-te la sentimentul participanților, la diversi indicatori de grafic sau de trend care să ne dea soluția magică la cum să facem bani în cripto sau la știri menite să creeze hype în piață. Trebuie să iei în considerare tot timpul celelalte piețe de investiții, cum am spus, apoi reglementările globale, reglementările din țările mari, cum ar fi China, Statele Unite vis-a-vis de cripto, apoi situația globală legată de printarea de bani, de inflație, introducerea banilor ăștia spre populație, știind că banii aceia vor fi cel mai probabil folosiți și pierduți de oameni neinformați care urmează gloata. Momentan, ce putem să facem este să ne uităm la ce s-a întâmplat în trecut și să ne gândim dacă așa se va întâmpla și în viitor. Pe graficul de Bitcoin, dacă mergem să ne uităm, vedem că într-adevăr de ieri până azi a fost o scădere de 27% la început acum de lună decembrie. Dacă ne uităm ce s-a întâmplat în bull marketul precedent, am pus și aici niște notițe ca să ne fie puțin mai ușor. Vedem că la fel la început de luna decembrie a fost o scădere de preț de 20%. Încă apoi să mai continue puțin traiectoria asta progresivă, încă 10 zile, când a fost o nouă scădere de 23%. În restul pieței de criptomonede, la fel, am văzut o scădere de 30% astăzi, din punctul ăsta în cel mai low punct al zilei, dar, din nou, dacă ne uităm la ce s-a întâmplat la începutul bull marketului de aici și altcoin season-ului, vedem că și aici a fost o scădere de exact 29,05%. Deci aici chiar este mult mai apropiat de ce s-a întâmplat atunci, când a scăzut market cap-ul total la 135 de miliarde, la 97,5 miliarde. Urmând ca doar peste 10 zile să spună că s-a început altcoin season-ul, când vedem ce creștere a început. Perioada asta, de pe 10 decembrie, 11 decembrie 2017, dacă mergem să o căutăm pe graful de Bitcoin,
o să vedem că exact în acest moment Bitcoin a avut o scădere masivă de 23%, nu a doua, dar aceasta între cele două scădere a crescut, pe când piața de altcoin s-a ținut pe loc, dar a avut o felul de oscilații, nereușind să scape din acest range. În momentul de față eu văd două scenarii posibile pentru piața de cripto. Bineînțeles că poate să fie și mai multe, dar astea sunt cele pe care eu le iau în calcul acum. Primul scenariu este că aceasta în care suntem acum este o corecție normală. A fost buying pressure aici jos, în zona acestui suport pe care l-am mai testat o dată și am ținut, care fusese rezistență în ianuarie anul trecut cât urcam, iar apoi de multiple ori a fost folosit ca și suport. Încă nu se stabilise low din sesiunea asta, vedem că este peste low din iulie de anul acesta și cumpărătorii au reușit să ridice prețul din nou. Acum că s-a stabilit acest low nou, Bitcoin urmează un val nou în sus și restul pieței se va mișca ca până acum, cum am văzut și în 2018, urmând să stabilească un nou all-time high Bitcoin în curând. Al doilea este că s-a cam terminat cu Bitcoin pentru acest bull market și urmează să mai oscileze un pic pe aici și apoi să scadă sub această rezistență de aici de jos de 31-32.000. Asta pentru mine ar însemna să am încredere în ce s-a întâmplat în trecut, în istorie, și să ne așteptăm cu voioșie la altcoin season și altcoinurile să înceapă să explodeze în preț, exact cum am mai văzut și în trecut. Tot ce putem face în punctul ăsta este să avem răbdare și să vedem ce se va întâmpla cu piața. Bineînțeles, să vă stabiliți poate și niște puncte de vânzare dacă piața începe să o ia în jos puternic, dar după cum spuneam, eu nu mă aștept ca altcoinurile acum să înceapă să pice și ăsta să fie finalul complet de bull market, pentru că ar fi cam cel mai trist bull market de până acum. Dar la urmă, ce știu eu, piața face oricum ceea ce vrea. Țineți minte că nu sunt un advisor financiar și ceea ce vorbesc aici sunt doar părerile și impresiile mele personale. Dacă vreți să investiți în piața de cripto și în orice altă piață, vă rog să vă faceți research, să căutați cât mai multe informații și apoi când sunteți convinși că banii voștri merită să se ducă în direcția aia, abia atunci să investiți. Până data viitoare, spor la balenit!